Bună găsire, prieteni! Sper că ne auzim de la Nisporeni, acolo unde avem un meci între Moldova și Suedia în preliminariile campionatului de tineret sub 21 de ani. Pot să ajute și să ajute foarte, foarte mult. Va reprezenta cât o victorie. Suedia care ar putea fi încurcată în lupta directă cu Georgia pentru locul al doilea, centrarea lui Botnari, restul cu aceeași sancțiune disciplinară, cartonașul galben. Centrare în careul nostru, reluarea este pe lângă, încearcă să salveze acolo Șmalenea, cred că era corner. Și este pauză la Nisporeni, prieteni. Moldova-Suedia, selecționată de tineret sub 21 de ani, 0-0 după 45 de minute, are dublă cetățenie, așa că poate să joace și colo și colo. Depășit Dijnare aici, să vedem acțiunea cu pătrunderea în careu și mare șansă pentru formația suedeză. Minutul 48, o centrare care l-a găsit pe Erabi în careu, însă acesta poziție nemarcată la cursa lui. Avem acțiune cu Bodnar, intră în careu și, din păcate, va fi comportare nesportivă. A încercat obținerea penaltiului acolo, Bodnari, care primește cartonașul roșu. Cumul de cartonașe galbene. Ce păcat! Moldova rămâne în inferioritate numerică. Este o fază pe care aș vrea să o revăd. Bodnari preia, intră în careu. Și da, trebuie să recunoaștem cu sinceritate, cu franchețe, că Dal nu i-a făcut nimic. Revedem. Aici nu e unghiul cel mai bun pentru că eram mascați de spatele celui de-al patrulea oficial, dar Dal are acea tentativă de a duce mingea, piciorul către minge, de aici se vede cel mai bine. Puc se numește în terminologie românească, pentru a opri din drumul ei către poartă, pe gheață. Tot de la marginea careului, din fericire, mingea trece pe lângă poartă. Jocuri olimpice la fotbal masculin care în această vară au fost câștigate medalia de aur de Spania cu Pau Cubarsi, colegul lui Saca de la clubul catalan în formulă. Excelent, a jucat în finala cu Franța, 5-3 în prelungiri. Centrare, ocazie acolo și mingea trece pe lângă poartă. Șansă uriașă, lovitură cu capul al lui Persson. Revedem. Am avut mare emoții, sincer să fiu. Inusa și Calestru în luptă pe contraatac. Avem acum o mare șansă pe contraatac. Atenție la această fază. Șutul! Ho-ho! Mingea șterge plasa laterală. Șutul lui Danu. Am ratat șansa unei victorii pe contraatac. Se termină meciul. Extraordinar. Mai vine și un cartonaș galben pentru proteste dat de către arbitrul kazah. 0-0 Moldova-Suedia. Au avut șansa de a primi penalti la ultima fază, la acel duel între Calestru și Inusa. Nu cred că a fost mai degrabă, iată.